Un tip ciudat care țintește cu o armă de la distanță, o armă pneumatică, țeava este din plastic, iar interiorul țevii este lipsit de gloanțe și umplut cu cioburi de sticlă. Ținta lui este acest om de afaceri, să vedem ce face în continuare. A îndreptat ținta spre o mașină care venea din sens opus, a nimerit cioburile de sticlă în cauciucurile mașinii. Drept urmare, mașina a pierdut controlul și s-a izbit de tipul de la birou. Lovitura, cu un calcul extraordinar, l-a făcut pe șofer să devină ucigașul. Bărbatul a zâmbit și apoi a scăpat. Astăzi vom rezuma un film despre un asasin care este specializat în transformarea asasinatelor în accidente. Acesta este Mike, un asasin profesionist care lucrează într-o organizație de asasini condusă de Big Ray, un asasin veteran pensionat. Mike este cel mai bun asasin dintre asasinii din breaslă, deși fiecare are o metodă diferită de asasinare. Acest tip cu barbă mare era unul dintre oamenii preferați ale lui Mike. Personalitatea lui este destul de îndrăzneață, așa că metoda lui de asasinare este și ea foarte frenetică. Cu toate acestea, modul lui de a asasina nu mai este popular printre clienți. Următorul tip, care pare murdar, este un ucigaș specializat în otrăvuri, folosind o travă pentru a asasina țintele prin cele mai inteligente metode posibile. Bătrânul a tras doar câteva fumuri și a căzut deja la pământ. Urmează perechea de prieteni, Max și Mick, care au fost amândoi de forțele speciale. Ei camuflează adesea asasinatele în accidente de stradă obișnuite, făcând imposibilă investigarea poliției. În cele din urmă este și Jane, o asasină cu capacitatea de a folosi katana cu pricepere, și Fred, un bătrân gras cu o metodă sofisticată de asasinare. Acest tip gras a asasinat odată o întreagă echipă cu un gaz experimental. Un tip chel intră, acesta este Milton, o verigă importantă în organizația asasinilor. El este specializat în preluarea cererilor de la clienți, apoi atribuirea de locuri de muncă asasinilor în funcție de cerințele clientului. Banii sunt gestionați și de acest tip gras, Milton. Pentru că Mike este cel mai bun asasin, a primit și o mulțime de misiuni de asasinare. Odată, Mike și-a luat misiunea de a ucide un om de birou beat. Omul de la birou s-a întors în miezul nopții după ce a băut o sticlă plină de vin, fără să-și dea seama că Mike se strecurase în casă. Bărbatul beat a văzut ceasul și a încercat să se urce pe scaun și să-l dea jos. Fiecare mișcare a lui a fost prezisă de Mike. Până când bărbatul beat s-a ridicat pe scaun, Mike a folosit o frânghie pentru a-l sufoca din spate. Bețivul spânzurat nu știe ce s-a întâmplat. Știi cine sunt? Mike doar a răspuns rece și a dat scaunul cu piciorul. Da, știu cine ești. Valorezi 25.000 de dolari. Lui Mike îi pasă doar de bani. Lui Mike nu-i pasă dacă persoana este bună sau rea. Atâta timp cât sunt bani implicați, Mike va prelua misiunea. După ce asasinatul s-a terminat, Mike a făcut o fotografie ca dovadă și apoi s-a întors. Mike a fost însărcinat să omoare o întreagă trupă rock. Pur și simplu a intrat înăuntru liniștit, ascultând ca public și pur și simplu răcorindu-se cu o băutură în timp ce trupa susținea ultimul lor spectacol. Observați că cablul de alimentare a trupei este expus. Mike toarnă un pahar cu apă la sursa de alimentare. Trupa, care cântă cu echipamentul lor electronic, s-a electrocutat, apoi publicul a fost nedumerit și nu știa ce s-a întâmplat. După fiecare astfel de asasinat, Mike va găsi o modalitate de a scăpa de stres. Nu a făcut nimic de lux, ci doar s-a hotărât să meargă într-un pub. Le dă apoi bani celor doi securiști pentru a pleca în altă parte. Intrând înăuntru, Mike a văzut că o grămadă de bătăuși necivilizați deranjează o femeie arătoasă. Mike s-a enervat foarte tare. Nu a ezitat să vină să-i lovească unul câte unul. Bătăușii cu abilități slabe de luptă în comparație cu Mike se grăbesc spre Mike. Acesta se bate destul de normal, deși este profesionist și învinge pe bătăuși. Chiar dacă Mike este un asasin profesionist, acesta a fost traumatizat în copilărie. În această scenă, o grămadă de adolescenți îl urmăresc pe tânărul Mike. Au început să-l agreseze și să-l facă pe tânărul Mike să le dea banii pentru prânz. Dar cu puțin bani pe care îi câștiga vânzând ziare, cum poate Mike să aibă bani să-i plătească tot timpul? Odată a surprins un bărbat de vârstă mijlocie intrând în casa cuiva, purtând o butelie de gaz, dar cu siguranță nu era angajat la gaz. La câteva secunde după ce bărbatul a intrat în casă, casa a explodat. Bărbatul a ieșit ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Curios, Mike l-a urmărit. L-a spionat pe acest om timp de săptămâni și a aflat că a fost un asasin care a primit bani pentru asasinat. Apoi a pus totul în scenă ca pe un accident. Se dovedește că este Big Ray. Mike l-a găsit și i-a arătat filmarea, forțându-l pe Big Ray să-l învețe abilitățile sale. A spus că este agresat prea mult, așa că a vrut să-l omoare pe lider, dar nu vrea să meargă la închisoare. Văzând că Mike are o hotărâre, iar abilitățile sale de camuflare sunt bune, este doar o chestiune de timp până când Mike va deveni un asasin profesionist. Big Ray a punctat că Mike poate să-l ucidă pe infractor accidental. Mike s-a strecurat în casă, când tipul nu era acolo, a băgat o sumă de bani și apoi s-a ascuns în pături. Tipul s-a întors normal, s-a urcat pe balustradă pentru a ajunge la bagnotă când Mike a sărit din pături și l-a împins în jos, făcându-l să cadă. După acest incident,
Mike a fost nespus de bucuros, dar abilitățile lui de asasinat erau încă la nivelul de amator. Big Ray a surprins o fotografie când l-a împins pe tip. Mike va trebui să exerseze mai mult dacă vrea să devină mai puternic. Big Ray apoi îl învață toate abilitățile sale, de la trasul cu arme, punerea în scenă un asasin care pare un accident, până la abilități de apărare. Totul este predat de Big Ray ca și cum ar fi tatălui Mike. Cu atât de mult timp, Mike a devenit acum un asasin de primă clasă în organizație. Odată a fost desemnat de Milton să asasineze un tânăr contabil pe nume Ruth, care a fost plătit de 2 ori mai mult decât către client pentru a-l ucide cât mai repede posibil. Mike a acceptat misiunea fără îndoială, a folosit o pușcă pneumatică, iar țeava era umplută cu cioburi de sticlă. Michael urmărea aproape pe Ruth, apoi așteaptă ca o mașină să meargă în unghiul potrivit. Când mașina a sosit la momentul potrivit, a deschis imediat focul, a împușcat fragmente de sticlă în cauciucul mașinii, provocând deviația mașinii. Ea s-a întors și l-a lovit pe Ruth, ucigându-l arătând ca un accident. Din nou, Mike doar a zâmbit și a plecat, în timp ce fratele său a condus cu frică, crezând că tocmai a ucis pe cineva. În acea noapte, Milton l-a sunat pe Mike și a spus să meargă în stradă, iar clientul i-a promis că va primi plata ca recompensă pentru uciderea lui Ruth. Mike nu a ajuns la timp, dar a fost împușcat de un alt asasin. Asasinul a încercat să folosească tot felul de arte marțiale, dar a fost învins de Mike din nou și din nou. Poți să ucizi dintr-o clădire înaltă sau să folosești dinamită pentru a arunca în aer zona de îndată ce ajunge, dar nu te repezi și împușcă ca un bandit. Ce rușine pentru industria asasinilor. După ce a spus asta, Mike l-a tras în sus și l-a lovit în gât pentru a se sufoca, apoi a folosit forța pentru a-i rupe gâtul. Mike l-a târât până la bordură, a pus capul asasinilor pe trotuar și și-a pornit motocicleta, făcându-l totul să pară ca un accident. Accidentul face că ucigașul a luat curba prea repede, a pierdut controlul și s-a lovit cu capul de treapta de pe trotuar și și-a rupt gâtul. O moarte brutală pentru asasin. După ce a făcut totul să pară natural, Mike s-a întors acasă. Primește un telefon de la o femeie pe nume Charlie. Ea spune că fosta iubita lui Mike, Beth, a murit. Se știe că Mike și Beth s-au despărțit pentru o vreme. Ea este activistă de mediu. A făcut ca nenumărate fabrici să se închidă pentru că dăunează mediului. Mike a auzit vestea proastă și s-a repezit la mormântarea lui Beth și l-a întâlnit pe Charlie aici. Charlie spune lui Mike că Beth a fost atacată de 2 hoți care îi furau din lucruri când Beth s-a întors. Datorită faptului că au fost descoperiți, cei 2 hoți au ucis-o pe Beth. O greșeală teribilă. Polițiștii au găsit amprentele a 2 hoți care au investigat, dar câteva zile mai târziu ambii au murit din cauza unei supradoze de substanțe. Nu numai atât, Charlie a dezvăluit și că Beth era însărcinată și copilul era al lui Mike. O tragedie, într-adevăr. După ce a ascultat, Mike a decis să meargă la apartamentul în care obișnuia să stea Beth pentru a investiga ce s-a întâmplat. Mike intră și își imaginează din nou locul crimei. Cu expertiza lui, el poate vedea cu ușurință că este, de fapt, un asasin. În dosarul de investigație al poliției pe care Mike l-achiziționase, s-a descoperit că Beth avea o anumită cantitate de somnifere în sânge. În dosar se spune că a fost tratată de teama de a zbura, dar Beth nu a experimentat niciodată această frică. Mike a concluzionat că a fost drogată și a fost asasinată. Apoi locul crimei a fost pus în scenă ca o spargere eșuată, dând vina pe 2 dependenți prin copierea amprentei lor la fața locului. După cum se dovedește, ucigașul sunt Mick și Mac. Furios, Mike a pornit rapid să-i găsească pe ceilalți 2 tipi pentru a afla adevărul. Mick și Mac l-au văzut pe Mike venind și au recunoscut că ei au făcut-o. Li s-a dat slujba și pur și simplu aveau chef să facă. Ei susțin că din moment ce atât Beth cât și Mike nu mai erau împreună, puteau face asta. Dar problema este că Beth era încă însărcinată, dar Mick și Mac nu știau asta. Cei 2 l-au îndepărtat apoi pe Mike, spunându-i să meargă acasă pentru că sunt doar afaceri. Furios pe atitudinea lor, Mike s-a repezit să atace primul. De obicei este aproape imposibil să lupți singur cu 2 asasini profesioniști, dar Mike își folosește abilitățile de asasin pentru a-i învinge pe amândoi. Atacurile lansate extrem de rapid și apri, cu sesiuni de antrenament și asasinate, au făcut ca atacurile lui Mike să fie extrem de puternice. I-a dat un cot și l-a aruncat pe Mac înapoi. A lovit pe Mick în stomac și în față, apoi a dat lovitura de 360 în aer în fața lui Mick. Mike merge apoi la Charlie spunându-i că Beth a fost asasinată și cere informații despre Beth. Charlie spune că Beth are un hard disk care conține informații importante, iar backup-ul este la casa părinților ei. Chiar atunci asasinul cu barba al Bresley a intrat, cineva l-a trimis să-l omoare pe Charlie. Bărbosul este un bărbat destul de puternic. Când se enervează la maxim, bărbatul cu barbă începe să lovească fără minte. Charlie a profitat de momentul în care bărbosul nu era atent și l-a înjunghiat în urmă cu un cuțit, dar și-a folosit puterea brută pentru a contraataca. Drept urmare, bărbatul cu barbă era pe cale să-l înjunghie pe Mike cu cuțitul când acesta a căzut pe topor, provocându-i răni mortale. Înainte de a muri, bărbosul dezvăluie că Milton l-a trimis să-l omoare pe Charlie. Mike a auzit asta și i-a spus lui Charlie să meargă la casa părinților lui Beth, să ia documentele și apoi să-l sune. Între timp, Mike vine la locul lui Milton pentru a-l forța să spună cine se află în spatele cererii de asasinare a lui Charlie și Beth. Drept urmare, a spus că era un contabil pe nume Ken.
moment. După ce a aflat informațiile, Mike a aranjat să se întâlnească din nou cu Charlie după ce Charlie obținuse documentele lui Beth. Charlie a spus că Beth, fiind ecologistă, a urmărit o campanie petrolieră indiană numită VanCap. Inițial, compania VanCap nu avea voie să foreze pentru petrol, dar directorul companiei a mituit guvernul pentru a-i acorda dreptul de a fura în mare. Beth a fost informată de un contabil din acea companie VanCap, contabilul pe nume Ruth. Așa e, era contabilul de care Mike a scăpat. Contabilul Ruth avea un coleg pe nume Kent. Tipul ăsta știa că Ruth îi aducea lui Beth informații desprimită. Directorul companiei a auzit vestea și a spus lui Kent să găsească criminalul pentru a-l elimina. Kent l-a contactat pe Milton pentru a găsi un asasin potrivit. De asemenea, a înregistrat întreaga conversație cu Milton. Apoi i-a dat-o lui Mike. Chiar în acest moment, Mick și Mac s-au repezit înăuntru. Big Gray, după ce l-a văzut pe Mike provocând prea multe probleme, a ordonat întregii echipe de asasini să-l elimine pe Mike. Mick și Mac au fost plini de furie. Mac, pentru că a fost lovit cu pumnul în falcă, acum trebuie să poarte gips. Mac apoi aruncă furios cu grenade către Mike, dar Mike pasează grenada înapoi. Explozia grenadei i-a uimit pe ceilalți doi. Mike a profitat de ocazie pentru a controla pistolul lui Mac, dar Mick l-a împușcat accidental pe Mac, în timp ce Mike își folosea corpul cascut. Mike l-a stropit apoi pe Mick cu un stingător și apoi l-a doborât. Afară, asasinul cu o travă l-ataca în secret pe Mike, se urcase pe spate pentru a-i acoperi nasul cu un prosopotrăvitor, dar Mike știa și își ține respirația. Ucigașul intenționează să-l înjunghie cu un cuțit, dar Mike l-a înjunghiat cu propriul cuțit și l-a împins pe scări în jos. În cele din urmă, Mike îl întâlnește pe Fred, un asasin slab cu unelte în buzunar care nu pot fi folosite acum, așa că Mike l-a lovit cu pumnul și l-a doborât și pe el. Mike a scos cu nerăbdare un bandaj otrăvit din buzunarul lui Fred și a plecat. Mike merge apoi la directorul companiei VanCap, întâlnește o asasină specializată în katana. Aici a fost trimisă de Big Ray pentru a-l proteja pe vechiul director. La început a fost puțin dificil, asasina a fost extrem de agilă. S-ar putea spune că priceperea ei este la egalitate cu Mike, dar apoi, din cauza forței ei mai slabe, a fost ușor doborâtă de Mike. Directorul a ținut o katană și a aruncat femeia asasină cu sabia ei puternică. Asasina lovea nebunește. Mike s-a eschivat ușor și apoi a folosit o lampă, dar fără niciun folos. Apoi a folosit o valiză, dar a fost tăiat în două. Drept urmare, după o tăietură neglijentă a asasinului, Mike a contraatacat și a furat sabia pentru a o înjunghia. Din nou, armura o salvează. Apoi a mers la director. A încercat să folosească bani pentru a-l mitui pe Mike, dar nu a obținut consimțământul. Mike l-a tăiat apoi pe indian. Mike se întoarce la Big Ray, iar în furia lui Big Ray, Mike redă înregistrarea. În videoclip au aflat că Kent a urmat ordinele regizorului, angajându-l pe Milton pentru a elimina 3 persoane. Fratele său contabil Ruth, fosta iubita lui Mike, Beth și în cele din urmă, Charlie. În termenii pe care i-a dat, a vrut ca un singur asasin să elimine pe ceilalți 3. După ce i-a eliminat pe 3 dintre ei, ar elimina și asasinul pentru a acoperi indiciile. Vor plăti de 3 ori mai mult. Drept urmare, Milton, avid de bani, l-a desemnat pe Mike să-l omoare mai întâi pe fratele său Ruth, dar știind că Mike nu o va ucide pe Beth, a trimis un tânăr asasin să-l ucidă pe Mike. Apoi atribuie celorlalți sarcina de a-i ucide pe Beth și Charlie. Wow, ce mișcare inteligentă! Angajează o grămadă de asasini cu o experiență mai mică pentru a-l ucide pe unul profesionist și apoi să-i ucidă și soția. Cum credea Milton că se va termina asta? După ce totul a fost dezvăluit, Milton a fost bătut și învinețit de Big Ray. Mike i-a dat apoi bandajul otrăvitor, dar Milton nu știa asta și câteva minute mai târziu a murit. Totul este clar, chiar și durul Big Ray știa asta. Este foarte supărat pentru că Mike a făcut ca organizația de asasini să fie distrusă de asasinul pe care l-a crescut. În cele din urmă l-a lăsat pe Mike să plece, dar a tăiat toate legăturile cu el. Filmul se termină.